Sănătate, Doamne ajută! Aici am avut fân aruncat pe jos, un fel de compost, cu resturi alimentare, nu-i prea gros, dar s-a făcut, dacă observați, un substrat foarte, foarte bun pentru diverse plante și au ieșit fără să-i plantez, au fost aruncați, probabil cu resturile alimentare, o sămânță de dovleac. A ieșit singurel, nu prea a fost niciodată, cred că o singură dată l-am udat și s-a întins aici și văd că a făcut deja dovleci. Puteți arunca dumneavoastră, fie dovleci sau dovlecei. Ia uitați ce, ăștia sunt dovlecii turcești, încep să se facă, are deja 5 grăsane aici, unul lângă altul. Pe compost foarte bine, funcționează dovlecii, dovlecei merg foarte bine. Ăsta a ieșit singur, n-am avut intenția să-l semăn. Așa cum vă spuneam, cred că a fost o sămânță două acolo. Este un cuib, ieșit mai de departe. Aici a făcut deja 5 dovleci, cât că mai are unul mai mic pe undeva băgat. Dar aceștia e destul de mulțumitor. 5 dovleci mari, fără ca să-i îngrijești, fără să-i plantezi. Deci dacă faceți din tot felul de fân verde, fân uscat și ceva, resturi fructe, resturi alimentare, unde aveți compostul, dacă este undeva la 20-30 de centimetri, se compostează el lăsat jos, iei și un fig rădăcinile, puteți arunca semințe de dovleci, puteți pune diverse tipuri de dovleci și vă veți bucura de recoltă. Iubim și plăcinta de dovleac, de aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru atâtea binecuvântări. Să fiți sănătoși și binecuvântați de Dumnezeu. Doamne ajută!